Prima echipă care a anunțat reunirea și reluarea antrenamentelor a fost Gloria Buzău. Echipa antrenată de Andrei Prepeliță va avea prima întâlnire cu jucătorii în 2024 pe 15 ianuarie. Ulterior, buzoienii vor avea și un stagiu de pregătire. În privința schimbărilor de lot, Prepeliță a renunțat la doi jucători, amândoi veniți înainte de startul sezonului. Primii plecați vor fi Ionuț Șerban și Diogo Marquez Izata Pereira. Mai sunt și alți fotbaliști veniți în vară care nu l-au mulțumit pe Prepeliță, iar în aceste zile, conducerea clubului negociază rezilierile. În privința înlocuirilor, Gloria Buzău va miza și pe fotbaliști împrumutați de la anumite formații din Superliga României, dar deocamdată nu există nume certe. Gloria Buzău termina anul pe locul 5 în Liga a doua la 7 puncte de liderul CSC Schellimber și are avans de 3 puncte peste locul 7, primul care la finalul sezonului regular nu duce în play-off loc ocupat de CSA Steaua. În etapa a 16-a, prima din 2024, trupa din Crâng va avea meci în deplasare cu Progresul Spartan, locul 20, ultimul din Liga a doua.